Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou suntem vedete în Franța, unde jandarmeria a salvat in extremis un porc adevărat, adică un porc cu patru picioare, care era dus la tăiere de niște săracu concetățeni. Practic îl duceau, îl duce la ghilotină pe Monsieur Le Porc. Și momentul a fost filmat. Monsieur Le Porc. Era revoluție, nu știu ce. Eu cred că l-au salvat să vadă și el meciul din seara asta. Băi, momentul e filmat de pe gubaș. Așa. Bun, și... Deci sunt trei jandarmi care duc francezi. Da, francez. Unul dintre ei îl îndeamnă așa ușor, îl mai trage un pic de ureche. Ale, ale. Da. Și ăla e legat cu o sfoară de un picior, dar porcul este foarte cuminte. El merge la picior ca un cățel bine dresat, înțelegi? Este interesul lui și a dat seama, băi, ăștia gata, m-au salvat. El a înțeles perfect cine sunt lezamii în toată povestea asta, dar în momentul filmat de Păgubaș, care a postat pe TikTok, sau un prieten al lui a postat pe TikTok cu tot cu un comentariu live și ilustrație muzicală. Și aici se vorbește, adică se vorbește în franceză, se mai vorbește o limbă, nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg. Dacă vreți să ne ajutați, să ne traduceți. Ia. Ale mon cochon. Asta înțeleg. Aici nu înțeleg eu ce zice. Ale mon cochon, am priceput. Dar cealaltă treabă nu e mai zis. Ia, liniște, atenție. Ale mon cochon. Am valut faptul mare. Tambalo, nu știu ce. Da, nu, ne-au pierdut. Asta, numai username-ul este. Și aici am o nedumerire, că nu-mi dau seama. Username-ul celui care a postat pe TikTok este Uraganul Sarma. Acum nu știu dacă e Uraganul Sârmă sau Uraganul Sarma. De la Sarmale. Și limba română este plină de nuanțe. Că poate să fie Uraganul Sârmă. Sarma. Sau Uraganul Sarma. Înțelegi? Da. Da. Altfel, da, dacă a prins cineva mesajul de după, dați-ne mesaje, da. Să aflăm și noi. N-ai voie să sacrifici în Franța și în multe alte țări civilizate așa animale în orice condiții. Teoretic, nu. Nici la noi nu mai e voie. Teoretic. Da, teoretic. Uniunea Europeană. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.